cu forța. Dar noi suntem poporul sfânt. Nu alții. Noi suntem primordiali. Noi suntem poporul ales. Degeaba se zice, dar nu. Noi avem 8.500-9.000 de ani pe greia asta. E provat cu documente științifice. Dar nimeni nu vrea să recunoască pentru că e frică. Iar ei care ar putea să o recunoască, ascund adevărul. Am fost poporul sfânt, aleșii, grădina Maicii Domnului, cum spunea Ioan Paul al II-lea papa, care a venit în 1999 și a salutat prima dată când a coborât din avion pământul și a zis, bine am venit în grădina Maicii Domnului. Știa el ce știa. Aici a fost Edenul, aici a fost raiul pe pământ. Lapte și miere a fost aici, nu între Tibru și Eufrat. Acolo era mai nisip și piatră. Aici pui o sămânță, răsare și nici nu îngrijești. Și îți dă cum roade, îți dă mărumări, parază de pere și așa mai departe. Vaca îți dă lapte care peste tot mai de păscut iarbă grasă. Aici e paradisul terestru și aici va fi. Limba noastră e sfântă. Ascultam la o emisiune de televiziune patru limbi la niște concursuri sportive. Vorbea englezii, vorbea nemții, vorbea francezi, vorbea spaniolii și vorbea și românii. Păi din toate alea, limbele alea, engleza, dacă mă iau câinii cu urte de foame, n-am înțeles nimic. L-a vorbit românul, domnule, cu limba aia lui răspicată, puternică, extraordinară, iar verbul era verb, adjectiv, era adjectiv, substantiv, era suspantiv. Mi-a zis, ăsta e poporul adevărat. Aici s-a născut Iisus Hristos și Fecioara Maria. Nu uitați că Fecioara Maria este patroana României și a